Bun găsit! Astăzi, împreună cu Andrei, elev în clasa a treia, vom învăța cum să descoperim anumite date, informații din tabele. Cu siguranță ai întâlnit până acum diferite tabele. Uite, orarul de la școală este un astfel de tabel. Cu ajutorul lui, tu știi ce materii studiezi în fiecare zi la școală. Tabelele nu sunt greu de realizat. Putem folosi rigla și creionul pentru a le desena sau ne putem ajuta de un program de pe calculator, laptop sau tabletă. Datele organizate în tabele sunt mai ușor de citit și, totodată, avem o evidență clară a lor. Spre exemplu, pentru a ști data în care suntem sau pentru a marca anumite evenimente, folosim calendarul. Iată cum arată fila lunii decembrie din calendarul lui Andrei. Datele au fost organizate într-un tabel cu 7 coloane și 6 rânduri. Pe primul rând au fost notate zilele săptămânii în ordine, de la stânga la dreapta. Luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică. Astfel, pentru fiecare zi a săptămânii vom avea câte o coloană în tabel. Acest prim rând al tabelului se numește cap de tabel. Andrei a marcat prin culoare câteva date care au o anumită semnificație pentru el. Să le descoperim împreună! În prima zi a lunii decembrie, poporul român sărbătorește Ziua Națională a României. În ce zi a săptămânii este 1 decembrie? După cum observăm, data de 1 decembrie este în dreptul zilei de miercuri. Câteva zile mai târziu, pe 6 decembrie, Andrei va găsi în ghetuțe un mic dar de la Moș Nicolae. În ce zi va fi 6 decembrie? Desigur, într-o zi de luni. În a doua zi de vineri din luna decembrie, Andrei își va sărbători ziua de naștere. Când se va întâmpla acest lucru? Bravo! Data este 10 decembrie. Exact peste două săptămâni de la această dată, Andrei și prietenii săi vor pleca la colindat. Acest lucru se va întâmpla în data de 24 decembrie. Ultima zi din lună este și ultima zi din an. Aceasta va fi vineri, în data de 31 decembrie. În fiecare zi de sâmbătă a lunii decembrie, Andrei și-a propus să-și viziteze bunicii. În ce date se va întâmpla acest lucru? Desigur, în 4 decembrie, în 11 decembrie, în 18 decembrie și în 25 decembrie. Bravo! Te-ai descurcat foarte bine până acum. Să mergem mai departe! În vacanța de iarnă, Andrei și-a propus să citească cele 4 cărți notate în acest tabel cu 3 coloane și 5 rânduri. Ce cuprinde primul rând al tabelului? Desigur, numărul cărții, titlul acesteia și autorul. Care este titlul cărții cu numărul 3? Bravo! Unde fugim de acasă? Care este autorul cărții de pe prima poziție? Excelent! Este vorba despre Gelu Naum. Ce poziție ocupă în tabel cartea Văd frumos când era mic? Desigur, poziția a patra, altfel spus, ultimul rând al tabelului. Felicitări! Sunt sigură că identificarea datelor din tabel va fi un lucru ușor pentru tine. Succes!